două zile, astăzi fiind sâmbătă, până marți inclusiv, se dublează amenda, da? Și dacă plătesc pe loc? 120 de lei, asta e, dacă nu e dublu, e 240. Cei mai mulți dintre șoferii depistați de radar au recunoscut că obișnuiesc să se mai grăbească. Mulți dintre ei au ales să plătească însă amenda pe loc, pentru a scăpa de drumurile pe care le-ar face dacă ar plăti sancțiunea ulterior. Ați avut viteză? Sincer, mi-am dat seama, posibil. Posibil, îmi pare rău. Am mai călcați câteodată? Nu. Niciodată? Nu sunt singurul care o calcă. Toată lumea cred că calcă, nu? Păi da, nu prea, chiar așa viteză mare n-am avut. 60-70, mai mult l-am avut. Mult în localitate? Nu știu, probabil trebuie asta, dar... Prea fost... Am mai avut altul în față care a mers. Nu se întâmplă, dar am avut două tiruri în față. Și am zis că l-am luat pe unul, l-am depășit și cred că acolo m-a luat. Asta e. Acțiunea a fost organizată în tot județul, astfel de verificări sunt tot mai dese, pentru că viteza excesivă este una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere în România. Cadrele serviciului rutier Mehedinți au acționat pe linia respectării regimului legal de viteză în tot județul Mehedinți, cu toate aparatele radar din dotare. S-a acționat în special pe drumul național 6, drum care este cel mai predispus conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză. Șoferii prea grăbiți trebuie să știe că aparatele radar sunt prezente în județul Mehedinți în fiecare zi și pe lângă amenda pe care o plătesc dacă sunt prinși, ar putea pune în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.